Bine v-am găsit la o nouă ediție Mapa Antreprenorială. Sunt Gabriela Dragomir, fondator și CEO Brainstorm Strategy și în această emisiune o am alături de mine pe Antoaneta Banu, expert în comunicare, iar intenția mea este în a discuta despre cum îți construiești strategia de comunicare în zona de pitching. Și tu, Antoneta, ești expertul numărul unu pe care noi îl avem în minte în permanență când ne gândim la a ne construi o strategie de comunicare. Bine ai venit, Antoneta! Bună dimineața, bună dimineața Londra, bună dimineața comunitatea antreprenorilor români din Londra. Mă bucur să te revăd, Gabi. A trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut și n-am mai vorbit, dar iată că, uite, pandemia vine și cu o parte, să spunem, mai ne accelerează anumite skill-uri și, uite, online-ul ne ajută mult mai mult să comunicăm. Îți mulțumesc pentru invitație și sper că informațiile pe care le voi oferi în această dimineață să fie de folos antreprenorilor noștri de acolo, de la Londra. Îți mulțumim că ești alături de noi. Antoneta, cum ne putem construi o strategie de comunicare în zona de pitching? Pentru că noi facem pitching în orice moment. Și foarte mulți antreprenori confundă pitching-ul doar în momentul în care merg la evenimente online sau offline și își întind cărțile de vizită sau își întind mâna și se prezintă. Ei, pentru foarte mulți cred că acel moment este pitching-ul. Dar noi facem în realitate pitching în orice moment. Ca și antreprenori. Cum ne construim? Așa este, așa este. Pitching-ul, să știți, din punctul meu de vedere, ca om de comunicare. Și dacă vrei, ca antreprenor, eu însă, fiind în această zonă și intrând în această zonă, mai mult sau mai puțin voit, așa, netargetându-mi și simțind neapărat antreprenoriatul, dar așa pot să fie, să ajung în zona ta și mă bucur că este așa, oricât de dificil și complicat ar fi. Revenind, cred că este, consider că este foarte important să deținem și să înțelegem ce înseamnă un pitching. Așa cum ai spus și tu, noi piciuim în fiecare moment din zi, indiferent că suntem antreprenori sau suntem persoane fizice în viața noastră privată. Glumeam la un moment dat și spuneam, dacă vrei să-l convingi pe soțul tău, el vrea să merge să luați masa în oraș, tu vrei să mergi în seara asta la un film. Nu știu dacă s-au deschis cinematografele la voi la Londra. Dacă vrei să-l convingi să schimbați programul, de fapt îl piciuiești. De fapt, încerci să îi oferi niște argumente și să-ți atingi tu niște obiective în așa fel încât amândoi să fiți win-win în seara respectivă. Bun. Acum, ceea ce le spun antreprenorilor cu care lucrez este foarte important de la bun început, din momentul în care și-au pus un business plan la cale și l-au construit, lansează o afacere, în orice moment să aibă un pitching cu ei. Asta nu înseamnă că ai o carte de vizită. Cartea de vizită la ora actuală nu mai înseamnă aproape nimic, pentru că ne putem conecta pe LinkedIn, pe social media, dar acest pitching este atul pe care tu îl ai. Practic, ai după tine nu neapărat pitch deck-ul, practic nu acel PowerPoint, acele slide-uri pe care tu le prezinți într-o sesiune de pitching, ci ai cu tine elevator pitch-ul. Acele 30 de secunde, un minut, în care tu spui cine ești, ce faci, de ce faci și cum faci. Bun, asta este așa, dacă vrei, the big picture despre pitching. Cum construiești și de unde pleci într-o sesiune de pitching, cum îți construiești strategia de comunicare? Eu aici am un sistem cu care lucrez și totul este bazat pe o piramidă a întrebărilor. Nimic în viață nu putem face dacă nu ne punem continuu întrebări și tot noi să ne dăm răspunsuri. Dar atenție! Răspunsurile le avem noi pentru noi din două unghiuri de vedere. O dată din unghiul meu de vedere,
și odată din unghiul de vedere al celui căruia eu am ceva să-i ofer. Știm foarte clar că într-o sesiune te duci într-o sesiune de pitching, da? Fie că vrei să obții, să atragi lângă tine un investitor, fie că vrei să-ți iei un partener, fie că vrei să-ți faci și să angajezi, da? Să-ți iei niște colaboratori pe o perioadă mai lungă. Tot un pitching se numește. Și atunci, eu am o formulă. Formula asta se numește pe scurt WIFM. Și ce înseamnă? Te rog să ne comunici tu. Ești expertul nostru. Okay. Este așa. What is it for me? Adică, ce e toată treaba asta pentru mine? De fapt, formula asta WIFM înglobează de-ceul. De-ceul de la care trebuie să pornim întotdeauna când facem ceva. Întotdeauna să-ți justifici și să-ți argumentezi de-ceul. Ei, de-ceul acesta stă la baza unei sesiuni, a unui pitching. Fie că te duci, am spus, într-o sesiune, fie că te întâlnești și mergi într-o sesiune de networking. Același tipar și aceeași strategie de comunicare trebuie să o ai. WIFM. Bun. Acum, cum se splituiește acest de ce înglobat în formula asta? Nu e magică, dar e simpatică și întotdeauna e ca un fel de, cum se spune, de sistem de alarmă care te pune pe atenție. Sunt în de ce, îmi justific de ce-ul. Și de ce-ul este, așa cum am mai spus, se splituiește. Este de ce-ul meu al antreprenorului și de ce-ul investitorului. Adică, în what is in for me, ce am eu să te ofer ție, este perspectiva mea antreprenorului, dar trebuie să te gândești că în momentul în care tu, antreprenor, susții elevator pitch, susții pitch deck-ul, ești în sesiunea de pitching, aceeași întrebare și-o pune și investitorul, cel în fața căruia tu te afli. Pentru că nu trebuie să uităm că oamenii investesc tot în oameni. Așa este. Chiar dacă aici vorbim despre business, chiar dacă aici eu vreau să devin investitor în business-ul tău, chiar dacă aici vorbim de strategie de business, de business plan, de financiar, dar până la capăt, relația eu o creez cu tine pentru produsul tău, deci pentru produsul tău, dar prin tine. Și atunci tu, antreprenor, nu trebuie să uiți, niciodată nu trebuie să îți prezinți pitch-ul, să susții pitch-ul doar din perspectiva ta. Cei mai mulți fac această greșeală, să gândești numai ceea ce vor ei. Nu. Trebuie să gândești și ceea ce vrea cel din fața ta. Bun. Sesiunea de pitching înseamnă pitch deck-ul, elevator pitch-ul și ceea ce este foarte important, USP-ul. Mă rog, unii spun USP, alții spun value proposition. Până la capăt, tot acolo ajung. Dacă vrei să mă întreb ceva, te rog. Da, tu comunici atât de cursiv și frumos și explici atât de frumos încât chiar dacă mi e furie întrebările în timp ce tu povestești, îți lasă ție spațiu să spui cât mai multe lucruri importante. E ceea ce iarăși trebuie să reține antreprenorul este că pitching-ul este 100% comunicare și foarte, foarte mulți cred că trebuie să îți pregătești așa, știi, pitching-ul doar pentru acele sesiuni, cum spuneam noi, speciale pe care tu te duci cu intenție de vânzare și nu-l ai în mintea ta în permanență. Iarăși, un lucru pe care l-am observat este că mulți îl găsesc dificil în a-l construi,
Și ai punctat foarte bine de ceul, pentru că ei uită de ceul existenței lor și uită să își spună povestea. De fapt, de ceul misiunii tale, de ceul companiei tale trebuie să fie foarte frumos comunicată în pitching ca un storytelling, și, ca o poveste. Și atunci îmbin ambele nevoi din ambele direcții ale partenerului de discuții și ale tale. Ce înseamnă să ai o strategie de comunicare? Cum te ajută ea în pitching? Pornind de la această formulă, da? What is for me? Și de la de ce? Încep să-ți construiești pitch deck-ul, da. Încerc să-ți construiești și elevator pitch-ul. Dar nu uitați niciodată că într-o sesiune de pitching, indiferent că este face-to-face, că este offline, că este online, tu, ca personaj, ca antreprenor, indiferent ce ești, trebuie să ții cont de tot ceea ce înseamnă elementele comunicării. Ai comunicarea intra- și interpersonală și ai comunicarea non-verbală, verbală și paraverbală. Tu nu poți să te prezinți într-o sesiune de pitching, indiferent în ce variantă este ea. Fiindcă ea este mâine și tu ai început să lucrezi la chestia asta cam în urmă cu o săptămână. Niciodată. Când tu știi, secțiunile de pitching nu se anunță de pe zi pe alta, nu se anunță de pe o săptămână pe alta, da? Întotdeauna să presupunem că ești un tatu de înțeles. Și cum ți-ai demarat afacerea, ai pitch deck-ul făcut, ai elevator pitch-ul scris, dar în permanență tu trebuie să le faci un refresh, un update. Pentru că nimic nu este stabil. Ori, când te duci să susții acest pitching, trebuie să fii tu și nu să reciți o poezie pe din afară. Cei din sală, audiența, va simți odată că ți-ai învățat lucrurile pe din afară, că ele sunt exterioare și mai spune ceva despre tine. Nu-ți cunoște afacerea. Nu ești in business-ul tău. Corect. Tu l-ai crescut, tu l-ai născut, tu știi problema pe care ai identificat-o, soluția cu care vii, care este produsul tău, la ce nevoi răspunde, etc., etc. Ori tu ești în acel moment imaginea și principalul comunicator al business-ului tău. Antreprenorii asta trebuie să înțeleagă. Că ei sunt principalii comunicatori, cel puțin la început de drum, sunt principalii comunicatori al business-ului lor. Până ajunge un antreprenor să-și construiască un departament de comunicare sau să aibă un om pe comunicare și pe PR. El este endorserul, comunicatorul, PR-ul, purtătorul de mesaj al business-ului. Așadar, antrenamentul pentru o sesiune de pitching începe din momentul în care tu știi că te vei duce în această sesiune. Ceea ce le spun tuturor este că trebuie să facă acest antrenament împreună cu partenerul de business, împreună cu echipa. Bun, n-are echipă, este doar el cu afacerea lui, da? Pentru că mulți știi foarte bine că așa sunt. N-are importanță. Dar niște prieteni ai, dar părinți ai, da, poate ai o prietenă, da, poate ai un prieten, whatever. Un mic grup, 2-3 oameni în jurul tău, căruia tu să-i susții acest pitch deck, efectiv ca în sesiunea de pitching. De la elevator pitch la cum îți rulezi practic acele slide.
Și când ai menționat de familie și de grupul restrâns de a piciui cu ei, mi-a venit așa în minte o glumiță: dacă reușești să vinzi familiei tale, cu siguranță vei vinde și străinilor. Pentru că cu cât lucrurile sunt mai implicate emoțional, cu atât deciziile sunt luate mai dificil, și atunci e un bun exercițiu. Dar aici intervine și altă parte de frică de a nu te de a te face de rușine, că poate emoțiile tale și toate celelalte elemente nu sunt bune, bine așezate. Și de aceea foarte mulți antreprenori nu cer feedback la început de drum pe pitching-ul lor, în anturajul lor. Cea mai mare greșeală. Este cea mai mare greșeală să nu ceri feedback. Le spun tuturor și în general în viață. Fiecare dintre noi trebuie să ceară feedback și să nu se teamă de feedback. Pentru că tu te poți uita în oglindă, poți să faci acest elevator pitch și poți să simulezi această sesiune de pitching tu cu tine în oglindă. Doar că poate să-ți placă atât de mult de tine și să zici că ești ok și că ești extraordinar. Dar până la capăt tu nu vinzi unei oglinzi. Tu nu vinzi eu-ului tău. Tu vinzi potențialul investitor, care el te vede altfel, partenerul, potențialul partener de business, te vede altfel. El are mai multe elemente pe care le pune cap la cap și care vin să-l determine dacă investește sau nu în business-ul tău. Și atunci, dragă antreprenorule, nu îți fie teamă să primești feedback și nu la nimic la nivel personal. Dacă lucrezi cu cineva, un consultant în comunicare, și faci aceste simulări și consultantul în comunicare îți va spune: nu mai sta cu mâinile în buzunar când vorbești. Nu mai sta cu mâinile lipite de corp când vorbești. Nu mai sta cu picioarele încrucișate când vorbești. Deschide gura frumos și vorbește. Antrenează-te. Nu lua personal. Tu nu ai fost pregătit în viața asta pentru așa ceva. Dar trebuie să te pregătești pentru asta, pentru că ai intrat într-un joc și trebuie să-l duci mai departe. Ori a fi antreprenor nu înseamnă să stai toată ziua în laptop, toată ziua să urmărești grafice, toată ziua să vezi cifre. Antreprenoriatul și business-ul e făcut de oameni. Oamenii înseamnă o încărcătură uriașă de emoții. Îi înțeleg, așa este, încărcarea de emoții este foarte puternică, dar atenție! Avem emoții și ne speriem de ceea ce nu știm, nu cunoaștem și nu stăpânim. În momentul în care tu îți cunoști, ai această strategie. Mi-am făcut elevator pitch-ul, mi l-am construit. Mi-am construit pitch deck-ul. Și eu îmi repet, îmi actualizez tot timpul. Îmi cunosc audiența acolo unde mă duc. Da? Îmi iau informația. Tu punând toate aceste elemente cap la cap, vei vedea, dragă antreprenorul, că presiunea ta și încărcarea aceasta emoțională va scădea. Ea va exista și e bine să existe, pentru că suntem oameni și nu putem trăi dincolo de emoții. Da? Dar ea va scădea și știi de ce? Pentru că tu stăpânești cea mai mare parte din acest joc. Știi despre ce este vorba. Cunoașteți foarte tuturor restul. Interesați-vă de audiență. Audiență însemnând oamenii care sunt în jur. Oamenii, posibili investitori. Ia-ți informații atât cât poți despre fiecare în parte. Dacă ești într-o sesiune cu mai mulți. Dacă ești într-o sesiune one-to-one, se poate și asta, da? Sau online. Ia în considerare, ia în calcul și acest aspect al online-ului. Cum te prezinți, cum te îmbraci, cum vorbești, cum te poziționezi. Totul trebuie să faci ca să livrezi credibilitate. Poți să ai un business extraordinar sau poți să ai o idee de business. Să până la capăt și o idee o poți piciui. Nu trebuie neapărat să ai, da? În mod special, business-ul deja lansat. Ai o idee de business și pe asta o poți piciui. Dar tu trebuie să livrezi credibilitate în tine.
Te rog, mai punem întrebări. Sigur, sigur, următoarea întrebare din mintea mea ar fi: care sunt sugestiile tale sau tipsurile tale pentru un antreprenor la început de drum și nu știe sau se gândește, uite, dacă ar trebui să-mi iau un specialist de comunicare să mă ajute să-mi construiesc zona de pitching, poate nu am buget, poate n-am încredere în membrii familiei că știu ceea ce vând eu. Care sunt acele puncte forte la care Biblia lor, la care să nu renunțe și atunci când își construiesc comunicarea în pitching? Uite, am făcut foarte multe emisiuni de TV dedicate culturii antreprenoriale. Și cu toți antreprenorii cu care discutam în aceste emisiuni, discutam pe baza unor sondaje, unor surveiuri făcute de firme, de companii, în care întrebarea era următoarea: de ce vrei să devii antreprenor? Cei mai mulți, foarte tineri, spuneau că își doresc lucrul acesta pentru că vor să fie, unu, propriul lor șef, doi, pentru că vor să aibă independență financiară. Deci ei începeau cumva de la finalul predic. Sigur că poți să fii propriul tău șef. Sigur că poți să ai independență financiară. Dar nu devii antreprenor doar pentru că tu nu poți să intri într-o organizație și nu poți să te supui unei ierarhii. Sau pentru că vrei să ai libertate, independență financiară. Independență financiară poți să fii și angajat, sau poți să ai o cultură de intraprenor, da? în organizația respectivă. Pornești întotdeauna de la de ce. De ce vreau să fac treaba asta? Există un sistem, o schemă întrebărilor pe care trebuie să le avem cu noi. De ce vreau să devin antreprenor? Bun, ți-ai găsit răspunsul. Pentru că aia, ți-ai găsit răspunsul. Cum fac treaba asta? Păi cum o fac? În primul rând, nu poți să faci totul de unul singur. Trebuie să înțelegi că nu poți să faci totul de unul singur pentru că tu nu te pricepi la toate. Cine spune că se pricepe și la aia și la aia și la aia, este într-o mare eroare. Ce fac pe mai departe? Cât fac? Cu cine fac? Practic. Bun, înțeleg că poți să nu ai un buget, dar poți să decomunicare. Și iarăși este cea mai mare greșeală a unui antreprenor în momentul în care pornește la drum. Toată lumea se uită fix spre bani. Fix spre cât trebuie să cheltuie. Da. Ok, în viață niciodată nu poți să primești până când nu investești. Nu se poate. Nu ne naștem direct la 20 de ani. Ar fi frumos. Ei, dar în noi se investește. Mai departe, tu trebuie să investești. În primul rând, investești în tine, în business-ul tău. Dacă vrei să faci profit și dacă vrei să fii ok. Nu te mai lua după ce spune X. Nu mai sta să mai citești după ce spune Y. Dom'le, vreau să fac asta? Îmi caut. Piciuiesc câțiva comunicatori, câteva agenții, să văd care este prețul, da? Să văd ce mi oferă în bugetul respectiv. Să pot să spun de la început, pentru treaba asta, eu pot să-ți ofer atât. Mă poți ajuta sau nu mă poți ajuta? Și sunt ferm convins că sunt atât consultanți în comunicare, oameni care nu știu de la bun început bugete cât casă, cu care poți să construiești și să pleci mai departe la drum și care poate să devină un partener esențial. Dar trebuie să faci lucrul acesta. Și trebuie să înțelegi că tu nu te pricepi chiar la toate. Acum, te rog, întreabă-mă. Nu, gândul mi-a fugit că foarte mulți dintre noi iarăși facem confuzia că folosim zona de pitching doar atunci când suntem antreprenori. Dar iarăși ai reamintit excelent, noi piciuim și atunci când suntem angajați. Noi piciuim când avem o mentalitate de intraprenor și ne dorim progresul nostru în cadrul unei organizații și ne punctăm poziția noastră. Și atunci pitching-ul este necesar tuturor, nu doar antreprenorilor. Pentru că fiind mapa antreprenorială, fiind dedicată antreprenorilor, aș dori să
accentuez această importanță a pitching-ului. Este valabil atât pentru antreprenori, cât și pentru freelancer, cât și pentru manager, pentru oricine dintr-o companie care își dorește creștere și accelerare. Categoric. O să spun așa că în acest moment lucrez la un articol pe care îl voi publica pe site-ul meu despre how to elevate a pitch for a job. Dacă vrei să mergi, da? Mergi la un interviu de angajare, indiferent ce vârstă ai și cum ai, pregătește-ți, e tot o sesiune de pitching. Tot de un elevator pitch ai nevoie. Pentru că între 30-60 de secunde, într-un minut să spune, tu îți livrezi marfa. Tu, abilitățile tale, experiența ta, educația ta și care sunt, care este valoarea pe care tu o poți adăuga organizației sau companiei respective. Elevator pitch și pitching-ul este valabil în orice moment în acest în orice moment din viață. Acestea sunt vremurile pe care le trăim. De fapt, ele au fost întotdeauna. Doar că nu se numea pitching. Nu, se numea altfel, habar n-am, nu mai țin minte cum. Dar noi spuneam pitching. Încă un sfat pe care îl dau. Sfat, nu spun sfat, o părere. Nu-mi place să dau sfatul, că nu m-am ajuns așa la o vârstă în care pot să spun că pot dețin sfatul, dar păreri din propria experiență. Fie că ești antreprenor, sau fie că ești intraprenor, sau fie că ești freelancer, tu cu tine, tu ești propriul tău business. Și angajat dacă ești, tu tot așa trebuie să te privești. Tu ești propriul tău business, pentru că prin ceea ce livrezi, tu îți aduci un cash flow, da? Îți aduci acel salariu lunar. Păi nu ești tot un business? Nu tu produci ca să ai un venit? Și atunci, ai această strategie. Gândește-te ce fac, cum fac, de ce fac, cum fac, cât fac. Sunt niște pași pe care trebuie să-i urmezi. Mai mult, gândește-te la tine, exact cum spuneam, ca la un plan, ca la un business, și fă-ți un business plan. Fă-ți un business plan. Identifică în piață nevoile. Identifică în piață să vezi unde sunt zonele vulnerabile. Vezi cu ce poți tu să acoperi aceste zone vulnerabile. Vezi pe ce market mergi. Vezi care ți este concurența. Care este diferențiatorul tău? Pentru că e foarte important să ne cunoaștem diferențiatorul. Uite, o să-ți trimit după ce terminăm înregistrarea, să știi că o să fac o schemă a unui sistem de întrebări și o să-ți trimit sub formă de JPEG ca să pui acolo la mapa antreprenorială. Super, îți mulțumim! Este foarte, foarte de folos și este de folos să știi oricui. Piramida asta întrebărilor începe așa, de la de ce, da? De ce-ul nostru? Că ești antreprenor, freelancer, intraprenor. Baza piramidei este de ce-ul. Următoarea treaptă, hai să ne gândim exact la piramida lui Cheops, care este făcută în acele trepte, da? Următoarea treaptă din piramidă este ce-ul. Practic, ce rezolv eu și care este problema pe care eu am identificat-o? Următoarea treaptă este cum. Cum rezolv această problemă? Și, practic, aici vorbești despre soluție. Este într-un fel structura feedback-ului, da? Apoi, treapta următoare este cine. Ei, aici, la cine, poți ai două direcții. Să vezi o estimare a pieții, oferta pe care o faci, dar în același timp să-ți vezi și competiția. Următoarea este... Întrebarea este care. La care eu aici, la această întrebare care, eu am gândit-o și le spun tuturor să aibă în vedere acel traction. Practic, tot ce înseamnă partea de teste, de surveiuri pe care un antreprenor le-a făcut, care sunt rezultatele, care este grupul ținte pe care a lucrat. Aici și tu ca freelancer poți să vii cu acest traction. Ne ducem spre vârful piramidei, care înseamnă cum. Și aici, la cum, intervine modelul de business pe care îl introduci
clar în pitch deck și pe care, fără de care nici nu poți să pleci la o sesiune de pitching și nici nu poți să-ți construiești un pitching și un elevator pitch dacă tu nu ai modelul de business făcut. Suntem și mai aproape de vârful piramidei, însemnând când. Practic, aici, la când, eu văd la previziunile financiare pe care tu le faci. Și vârful piramidei este, de fapt, cât. Ei, câtul înseamnă pentru mine oferta pe care tu o faci investitorului. Așa văd eu sistemul acesta de întrebări, care te ajută, îți ordonează mesajele, îți clarifică mesajele, îți clarifică obiectivele, îți structurează și mai bine și te ajută să-ți găsești răspunsurile. Și în plus îți construiește și mesajul corect de transmis, pentru că nu suntem nu știm cum să transmitem mesajele cheie în pitching. Antoneta, o ultimă întrebare pentru mapa antreprenorială. Aș sta cu tine foarte mult pentru că ești o comoară de informație. Cât înseamnă din perspectiva ta a expertului în vânzare zona de pitching? Cât înseamnă pitching-ul din procentul de vânzare? Eu cred că pitching-ul are un proces de 80%. Eu așa văd. 80% ține de asta. Pentru că tu în pitching ai totul. Ești tu, business-ul tău, modul tău de a comunica, produsul tău, viața, concurența, tot. 80%. Și 20%, hai să spunem, conjunctură. Conectivitatea, disponibilitatea. Nu poți să nu iei în seamă și contextul în care ești. Întotdeauna trebuie să ții cont și de context. Nu, există acel factor de neprevăzut care poate apărea. Și tocmai pentru a reduce factorul de neprevăzut, 80% fii strong. Sunt mai mult decât de acord cu tine, pentru că indiferent dacă ai sau nu un produs perfect, de fapt nu există produse perfecte, sunt în permanență perfectibile, povestea produsului, povestea pitching-ului tău sau cum îți elaborezi tu pitching-ul, vinde produsul tău, vinde business-ul tău și face să scalezi afacerea ta. Îți mulțumesc foarte mult, Antoneta, pentru disponibilitatea ta de a împărtăși cu comunitatea noastră lucruri atât de valoroase despre ce înseamnă comunicarea, ce înseamnă a construi un pitching sănătos și cu mare dragă îmi vine în minte dezvoltarea acestei idei de construire de pitching în cadrul unui webinar în care aș vrea să faci parte și să dezvoltăm pe viitor. Cu mare drag, dacă de aici în România pot să fiu de folos comunității noastre de antreprenori de la Londra, cu mare drag sunt deschisă și pot... Ce știu cu experiența mea, sunt gata să vă susțin. Îți mulțumim. Toate cele bune, Antoneta. Numai bine. Pe curând. Pe curând.